1 iunie este ziua copilului pe tot globul și reprezintă o zi a distracției și a jocurilor copilăriei. Cu acest prilej pe stadionul Orășenesc au concurat echipele de fotbal din satul Varvareuca și orașul Florești. După cuvintele micilor participanți, jocul a fost dificil, însă plin de evenimente interesante, în urma cărora copiii au rămas impresionați. În ei era competiție de asta foarte bine. Noi am câștigat de la Varvareuca 3-1 și sunt fericit. Mie competiția de astăzi mi-a plăcut. Noi am câștigat Floreștenii 2-0. Ei au pierdut și nici nu-i plăcut, că e tot și... O pierdut și-o câștigat odată. Azi am jucat Floreștenii și am câștigat cu 10-0. Au fost greu, ne-a părut competițiile că Florești e ușor, dar i-am biruit cu greu. Mie competiția de astăzi mi-a părut foarte grea. Am biruit pe Aiești Mari Speranța, a biruit pe Florești cu 2-1. Iar Aiești Mititei din 2001 a biruit cu 2-0. Astăzi mi-a părut o competiție destul de interesantă. Echipele au fost destul de puternice. Am avut adversari buni. Eu aș credea că am avut un joc destul de spectaculos, fiindcă un așa joc nu se uită niciodată. Acest eveniment a avut ca scop de a lua în centrul atenției pe cei mai mici dintre locuitorii raionului. Pe lângă toate acestea, toate sărbătorile aduc multe clipe de bucurie și fericire și merită ca această zi să fie marcată.